Bună seara, suntem din nou împreună la Iluzii Prejudecăți Perspective. Tema pe care o vom dezbate în această seară despre responsabilitate. Iar invitatul meu din această seară este domnul Adrian Anghelescu, consilier local PNL, dar o să apelez mai ales la calitatea de consilier local, nu lăsând la o parte chestiunile politice, să le zicem, nu discutând mai mult despre administrație. Nu întâmplător am pus denumirea despre responsabilitate, fiindcă Adrian Anghelescu este un domn care își asumă responsabilități majore în viața profesională, în profesia pe care o are. Despre profesia lui Adrian Anghelescu, Adrian, ce ai putea să spui? Despre profesie. Care este profesia ta? Sunt pilot comandant la compania Tarom, compania națională. Deci pilot comandant de avion, o responsabilitate extraordinară. Așa cum sunt alte responsabilitate care cred că s-a transferat și la calitatea ta de consilier local. Da, m-am confruntat cu această situație. De fapt, îmi vine acum în sânge, ca să zic așa. Bună seara, stimați giurgiuveni, dacă am omis să vă spun. Și anume, responsabilitatea votului. Argumentarea lui, pertinența și ulterior, cum să spun eu, am câteodată coșmaruri, dacă am votat sau nu am votat bine, dacă am ajuns să cunosc în detaliu legile care guvernează oportunitățile, motivarea, legislația aferentă, precum și repercursiunile ulterioare ale votului meu. Vezi, dacă aici în Consiliul Local, la un moment dat, consilierii, să le zicem PNL sau ALDE, nu votează, eu știu, un anumit amendament, o anumită decizie nu propusă de către primari, imediat sunt trecuți pe lista rușinii. Da, nu este o lista rușinii. Fiecare votează în consecință. Iar eu, ca să mă delimitez de anumite aprecieri ale unor colegi de ale dumneavoastră, o să încerc să fac motivările pe cât mai mult pertinente și să le justific într-un anumit fel, justificându-mă în fața alegătorilor, în fața giurgiuvenilor, în fața contribuabilului. Nu condamn pe nimeni. Este opinia fiecăruia dintre noi. Iar eu, la un moment dat, probabil voi cere și vot nominal pentru răspunderea aferentă, iar dacă nu se acceptă sau se votează împotrivă, atunci voi cere clar să se consemneze în procesul verbal votul meu și de ce am votat așa, argumentația mea sau amendamentul propriu-zis. Problema este că, mai ales într-un consiliu local, nu, deciziile ar trebui să fie luate pe baza unor argumentări serioase, pro și contra. Da. Am mai spus-o de nenumărate ori. Argumentele pro și contra dezbaterile constituie esența democrației. Da. Asta este esența democrației. Și ce am observat de foarte multe ori, aceste dezbatere, argumente contra, să zicem, deranjează. Da, dar bănuiesc că o să se obișnuiască și colegii dumneavoastră și personalul din primărie, că practic nu sunt reticent, nu sunt nici malițios, nici gratuit, în mod voit, să am o stare de nervozitate, dar practic starea conflictuală care există încă în Consiliul Local ar trebui să dispară pe cât mai curând posibil, fiindcă acum, bine ați pomenit la început, este vorba de administrare. Nu mai este vorba de politicianism. Politicianismul vine din spate să susțină anumite proiecte și inițiative. Ulterior, dezbaterile care se vor crea în baza unui minim de protocol, dacă vreți, între formațiunile politice, ne vor ajuta să ducem spre o dezvoltare, așa cum se exprima domnul primar, durabilă și integrată a orașului. Dar nu să pornim cu căruța în locul boilor. Da. În față. Da. Ți-am mai scris în presa locală, în presa electronică, nu? Mai multe ziare, să le zicem ziare care simpatizează PSD-ul și pe actualul primar. Este dreptul lor, Doamne ferește, nu critic acest lucru. Face parte din democrație și e foarte bine că PSD-ul există, nu? E bine și că este un partid social-democrat. Atâta timp cât ne atac la persoană. Normal. Mă deranjează. Dar au dus cumva în derizoriu o interpelare de-a ta legată de cât costă anvelopele.
anvelopele alea nu s-au... Cauciucurile acelea uzate, cauciucurile, da? Alea transformate uzate, în jardiniere. Nu? Da, pe post de jardiniere, da. Nu, dacă mă exprim corect, dincolo de chici, evident, nu, de prostul gust, da. Cum să zic... Dacă ceva în viața lui n-a văzut ceva de prost gust, acum imediat și-ar da seama că este ceva de am prost. Am văzut gust. În anumite comune, tot pe aici prin sud, dar în altă parte, sincer, n-am văzut nici măcar în Transilvania, nici în vestul României. Dar nu e total aberant acest, da, cuplaj, nu criticăm. Acest cuplaj între cauciuc da. Și floare. Eu cred este că aberant. Am înțeles. Și mai mult decât atât, Adrian, da. Văd că chestiunea asta începe să prindă chiar la anumite instituții de învățământ, la intrare, au început să apară aceste cauciucuri. Am văzut-o, pe dacă nimeni nu spune nimic, înseamnă că este un anim acceptată. Dacă nu se participă, așa cum văd eu, să întrebi comunitatea locală, să faci un concurs de idei, de schițe, indiferent că e vorba de regie proprie sau nu, că n-am eu o fixație cu cauciucurile acelea uzate. Eu, practic, am primit anumite solicitări din partea giurgiuvenilor, auzind ei, cum e bârfa giurgiuveană, că de fapt și de drept în afară de Facebook, pe urmă bârfa întreține acele mesaje din Facebook, spunându-mi niște sume colosale. Eu nu știu dacă e adevărat sau nu. Și mi se părea pertinent, atunci când dezbăteam în ședința extraordinară doar 3 inițiative de hotărâri și mai rămăseseră doar 3, persoanele desemnate din cadrul aparatului executiv al primăriei erau și ele de față, punând la dispoziție, așa mă gândeam eu, devizele și toate documentele pe care îi le solicita unul sau alt consilier, nu neapărat eu. Și atunci am avut o simplă întrebare, să nu o deranjez pe doamna aceea, că am înțeles că avea o stare emoțională puternică. Eu am întrebat simplu, doamnă, cât a costat acele cauciucuri uzate, transformate în jardiniere, ca să scăpăm odată de întrebările prin dosul ușilor, că ar fi costat prea mult sau nu, regie proprie sau nu, putea să-mi spună. A costat 2 lei, a costat 3 lei și terminam orice diferent. Chiar în acest sens, ulterior că am primit acel răspuns evaziv că a costat foarte puțin, fiind construite acele ansambluri metalice cu cauciucurile în speță, foarte puțin. Dar cât, nu mi s-a spus. Am făcut o solicitare scrisă, sper să o primesc și să mulțumesc pe toată lumea. Dar asta ar fi trebuit să fie o stare de normalitate, ca să spun așa. Să mă ajute, practic, să votez imediat. Da, domnule, a costat foarte puțin, foarte bine. Dar am încercat să stau de vorbă în opinia mea despre oroarea aia, că o fi frumoasă, că nu o fi, poate n-am eu dreptate, cu doamna Gagichevici, arhitectul șef. Dar, din păcate, dânsa și-a dat demisia, a plecat și nu mai am cu cine să stau de vorbă, poate doar cu domnul director de la Giurgiu Servicii Locale. Cine a hotărât și cum s-a hotărât, practic, amenajarea acelei orori din punctul meu de vedere. Ar mai trebui să adauge, să mai pună și eu știu și câteva plăcuțe pe acolo cu... Nu știu, eu mi-aduc aminte. Chestii de genul când vântul va bate prin munții Bucești să-ți aduci aminte că am fost colegi sau da, chestii de genul ăsta și s-ar încadra perfect. Nu înțeles, dar mi-aduc aminte că practic și pe timpul lui Ceaușescu totuși se găseau soluții tradiționale specifice peisajul urbanistic giurgiuvean și anume ancore, lanțuri, alb cu albastru, folosirea doar a unor culori cromatice existente pe efigia orașului și așa mai departe. Acum văd că nu mai are nicio noimă, nimic. Acoperișurile sunt toate cum sunt, fiecare folosește orice culoare la fațadele caselor și de-aia a devenit totul un bâlci. Încă nu există o unitate și o hotărâre practic în Consiliul Local la sfaturile unor specialiști, că nu le cunosc eu pe toate, dar să mergem pe un studiu aprofundat și să facem cât de cât științific, altfel pe urmă nu mai putem să accesăm nimic, fiindcă toată lumea ne va lua în derizoriu. Da, să aș reveni la o altă, dar mă rog, mai înainte de asta. S-a ajuns într-o situație aberantă la ora actuală în România, în situația în care primarii au ajuns să impună bunul gust, să zicem, în cultură. Mai ales că au văzut că se poate. Și aici, să mă ierte domnul Iliescu, de la dânsul a început. Și atunci domnul Barbu, practic, a continuat, limitându-se la jumătate din ce a făcut rău, că a făcut și bune domnul Iliescu, a continuat. Și atunci lumea a zis, da, domnule, e un rău mai mic. E, starea asta ar cam trebui să dispară. Tot la fel. Să ajungem la o normalitate și de bun simț. Atât cer. Nimic mai mult.
Bun, hai să încheiem chestia cu bunul gust, cu chiciul, nu, care este o chestie extrem de discutabilă. De acord. Hai să revenim puțin la piața de pește. Am aflat nu de curând din spusele domnului primar Nicolae Barbu că piața de pește gros este un succes remarcabil și că degeaba în campanie electorală anumite partide, nu PNL, ALDE, să zicem, au criticat piața de pește gros, care s-a dovedit a fi un succes. Mai mult decât atât, domnia sa spunea că deja există investitori. Pentru telespectatori trebuie spus că au avut loc câteva licitații, nu s-a prezentat absolut nimeni la aceste licitații, dar că la ora actuală sunt cereri și probabil că vor fi participanți la licitație. Vorbea domnia sa despre o firmă din Sibiu și mai amintea și o firmă din Tulcea. Firme care ar fi doritoare să vină să-și depoziteze, eu știu, peștele aici și așa mai departe. Mă rog, mi se pare puțin aiurea, nu, să faci pentru firme din Sibiu sau un lucru aici în Giurgiu, nu, din Tulcea. Dar în același timp, printre rânduri, dar, mă rog, chiar la modul abrupt aproape, îi avertiza pe producătorii locali, pe pescarii locali, nu, că să renunțe la piața gri sau piața neagră, că deja a luat legătura cu direcția sanitar-veterinară, cu protecția consumatorului și că peștele trebuie comercializat nu știu unde și așa mai departe. Ce ne poți spune despre această piață gros de pește? A fost criticată pe bună dreptate sau nu? Ce pot să spun, că este accesată pe fonduri europene, pe programul operațional pentru pescuit. A avut termen anul trecut în octombrie, după care termenul de avizare până în martie-aprilie, după cum s-a exprimat și domnul primar. Iar eu, în locul domniei sale, chiar aș face toate demersurile necesare pentru a găsi persoane juridice care doresc să închirieze aceste spații, fiindcă se apropie termenul final, septembrie-octombrie, în care trebuie să facă dovada că a închiriat două treimi din aceste spații, fiindcă altfel pierdem banii și vor fi suportați de către contribuabili. Domnul președinte al Partidului Național Liberal a spus că se va documenta la Ministerul Agriculturii dacă într-adevăr oportunitatea acestei piețe a fost consfințită în baza cererii celor două asociații de pescuit din Giurgiu, urmând ulterior să uite cu mare atenție la firmele din Sibiu și din Tulcea care își vor dori să închirieze aceste spații. Cea de păstrăvărie din Sibiu și cea din Tulcea îmi scapă, nu știu. Dar știu că a existat acum în presă, am citit și eu și am aflat mai multe tot așa prin bârfa giurgiuveană, că a venit o echipă de 2-3 mașini de la ANAF București, căutând o firmă DSE Consulting SRL pe Alea Plantelor 4A. De ce? Ulterior am aflat tot așa pe surse ca și dumneavoastră că această firmă ar fi dispărut sau ar fi comis evaziunea la nivel național cu alte operațiuni de construcție și alte operațiuni fiscale, dar o căuta pentru, practic, construirea pieței de pește din Giurgiu. Ea a câștigat, practic, în 2014 pe 675.000 de euro o singură operațiune câștigată pe SEAP. Și aceasta a fost în 2014 de către această firmă. Ulterior am aflat că am întrebat și eu pe cineva că firma n-ar mai exista în București pe Grigore Moisil, bloc PK10, etaj 2, apartament 27, dar o să creadă lumea că ne-am înțeles. Nu, m-am informat pur și simplu că mă interesa, că practic stau și eu, locuiesc în zonă și chiar mă interesează subiectul. Eu mi-aș dori să se termine și să fie acolo plin de pește și de fructe de mare, dacă se poate, și de scoici, numai să nu dea banii contribuabilul giurgiuvean înapoi pe acea clădire. Există aici, în apropiere de TV Giurgiu, centrul de agrement Camă. Da. Centrul de agrement care și a fost criticat în campanie electorală și domnul primar chiar a spus, domnule, timpul lucrează în favoarea mea. Iată câtă lume este la centru de agrement Cama, nu? Merg foarte mult, ce mai mult decât atât, și chiar reprezentanții tuturor partidelor în frunte cu președinții lor au participat la nu știu ce activitate sportivă cu Ivan Pațaichin. Și iată că nu au avut dreptate din moment ce chiar președinții partidelor care m-au criticat au venit și au participat la această... Dar era normal să dea concursul practic în spiritul giurgiuvean, de asta nu implică, cum să spun eu, sau să ascundă
anumite lucruri care s-au întâmplat acolo, cu anularea de contract, neexistența unui studiu tehnic, hidrotehnic, amplasarea acelor clădiri mult sub nivelul care îl permitea nivelul de inundație al canalului aferent, cele două baraje, primul inițial și după aceea cel creat de către ADPP, nu au un studiu, bănuiesc, științific ca să vadă ce se va întâmpla în timp cu apa stătătoare care a devenit nemai existent, curentul de ventilare care aducea Dunărea și se întorcea practic în spate la pompe. Lucrurile nu știu cum vor evolua, dar se va face o cerere în acest sens la Ministerul Mediului ca să vedem ce pericol ne paște, fiindcă iar bârfa, nu pot să confirm, am auzit că sunt persoane care s-au îmbolnăvit făcând baie. Nu, n-au treabă cu cei care vin cu hidrobicicletele și astea. E vorba de cei care se duc la scăldat dincolo de această amenajare. Nu știu dacă poate deveni un pericol sau nu. Ar trebui Direcția de Sănătate Publică să ia, să facă demersurile necesare, să ia probe de calitate a apei și să îi avertizeze pe cetățeni dacă e vreun pericol sau nu. Măcar să pună avertizare de scăldatul interzis sau ceva, un compromis măcar, până la finalitatea studiului științific aferent. În activitatea ta de consilier local nu te vei zbi la un moment dat de... vei intra în dileme, nu, cum să votezi, dacă să votezi și așa mai departe. Da. Există, nu, interesul personal, interesul de partid, nu încere partidul. Există interesul comunității. Nu, în ceea ce mă privește nu există interes personal. Eu indemnizația pe care o primesc de 500 de lei pe lună, oricum o donez. Nu face parte. Resursele mele materiale, de timp și așa mai departe, pe la care mi le petrec în diverse cartiere ca să pot să preiau și să aduc în fața domnului primar și în fața primăriei problemelor strigente și să le considere dânsii dacă sunt prioritare sau nu, să le bage pe ordinea de zi cât mai rapid posibil, nu impietează cu nimic, practic, politica de partid care vine tot în sprijinul comunității. Și să nu creadă cineva că dacă proiectele PSD-ului sau ale lui ALDE nu contravin intereselor comunității, noi o să facem, cum să spun eu, tabără adversă. Nu, vom face front comun în sprijinul comunității întotdeauna. Presupun că la asta se referă administrația publică locală. Bun. Da, sper să nu intri în contradicții prea multe cu... Cu cine? Cu mine însuși. Cu tine însuși, cu șeful de partid, cu... Nu, nu. Am tot sprijinul momentan al tuturor din partid. Sper să evolueze acum și cu domnul președinte de la municipiu lucrurile și mai bine pe un făgaș de normalitate și de bun simț. Bun, în acest moment, la complexul Stejarul, nu, de la pădurea Bălănoaia, se întâmplă un lucru deosebit acolo, nu, de ani de zile. Da. Vin arhitecții, pun la punct o felul de proiecte. Ce ne vin niște profesori universitari și niște studenți. Au fost și studenți de anul întâi. Cred că e la a treia sau la a patra ediție. Practic nu se întâmplă nimic. E un lucru bun văzut de unii, dar eu nu-l văd așa de bun, fiindcă sunt doar schițe proiecte pe niște zone deja moarte care au primit certificate de urbanism de dezvoltare și nu mai le destructurez cu una, cu două. Și mă refer, primul an mi se pare că a fost soluții, schițe, proiect pentru, chiar pentru tabăra Steja. Cei de acolo au venit cu idei, cămin de bătrâni, cu tare, puierile, nu s-a întâmplat nimic, practic, fiindcă stejarul a fost creat acolo cu un scop de a obține plus valoare la Consiliul Local, respectiv la primărie. Prin munți, botezuri, tabere școlare, schimburi de tabere școlare, eventual schimburi între România și Bulgaria de copii, festivaluri, dacă vreți. Ce s-ar fi întâmplat, uite, dacă plăteam ce îmi vine în minte acum, măcar un DJ celebr. Vă spun eu că veneau o groază de bucureșteni să asculte acel DJ celebru, că așa a pornit și Clujul cu Antoldu, dar nu mă refer la ei, sunt 40.000, 50.000. Dom'le, la noi, dacă veneau 5.000, vă dați seama ce încasări avea orașul ăsta? Nu mai spun, pentru biker, pentru bicicliști, așa cum îmi spunea o distinsă doamnă din Giurgiu, care și-au manifestat interesul de a organiza curse de biciclete pe tronsonul București-Giurgiu, să se relaxeze, bineînțeles, la stejarul, la piscină, la astea, să stea eventual și peste noapte, să plece mai departe la Velico, că putea Velico-Târnovo, și să se reîntoarcă tot așa cu
o seară petrecută iarăși la Stejaru și înapoi la București. Nu era frumos? Da, da. Să intrăm și noi într-un circuit? Cum bună oară, mă gândesc clar, tot la sugestia acestei distinse doamne, o să-i pronunț numele la un moment dat, de faptul că chiar dacă suntem riverani Dunării și pentru poziția geografică nimic mai mult, noi n-am fost în stare să organizăm un concurs de pescuit la care toți bucureștenii care își aduc bărcile acasă sau le bagă la iernat în octombrie în Delta, ar fi fericiți să participe la un concurs inedit la Clonc, la Somn, că în Delta nu pot face lucrul ăsta și mulți dintre ei nu se pricep, sau la un pescuit din barcă. Eu nu mă pricep, sunt spusele acestei distinse doamne, care se pricepe și care chiar are o groază de solicitări. Vă dați seama? Poate deveni un concurs internațional, bună oară. Da, presupun că o să facem în privat și atunci nu mai supărăm pe nimeni, niciodată. Dacă îmi permiteți, eu sunt supărat pentru alte, cum să spun eu, strategii ale Consiliului Local, în special ale domnului primar. Fiindcă mai avem un răstimp de câteva zile, două săptămâni, până la 1 august și noi puteam accesa pentru zonele nevoiașe ale orașului și zone rurale, dacă interesează pe cineva la Consiliul Județean, inclusiv de creere de cantine sociale. Și nu mai exista această ceartă perpetuă cu porția de mâncare de 120.000 de lei vechi, 12 lei, pentru orele de muncă în folosul societății pe care trebuie să le facă părinții copiilor care ar trebui să primească și așa mai departe. Dacă îmi permiteți, da, pot să citesc problemă, da, documentul în față și să spune, am adus aici un rezumat a liniilor de finanțare, dezvoltare locală integrată în comunitățile marginalizate, non-rome sau rome, informații esențiale, perioada de depunere, 16-a, da, am fost ocupați cu campanie electorală toată lumea, până pe 1-a, 8-a, buget maxim 6 milioane de euro, 3.719.000 de euro pentru regiunea București-Ilfov. Restul, deci aproximativ 2.200.000, puteam să accesăm și noi. Durata este 3 ani, parteneri posibili. Autorități publice locale, ONG-uri, alte entități și așa mai departe. Și spune, pentru finanțarea POCU, aici e o prescurtare de la programul operațional, 4.1, comunitatea trebuie să conțină maxim, minim, 10% de locuitori de etnie romă. Se încadrează multe localități și la noi, iar POCU 4.2, programul operațion 4.2, eligibile comunitățile marginalizate de mediul rural sau urban în afara regiunii București sau Ilfov. Da? Comunitatea va avea minim între 1.000 și 5.000 de persoane aflate în aceeași unitate administrativă, deci practic pe cartierele sărace ale orașului, iar grupul țintă erau persoane din comunități marginalizate, adulți, tineri, copii, vârstnici, în risc de sărăcie. Ce credeți, ne încadrăm? Da. Eu presupun că da. Deprivare materială severă cu o intensitate redusă a activității. Noi suntem eligibili din toate punctele de vedere, mai ales în anumite zone. Bun, grupul trebuie să conțină 400 de persoane care locuiesc în comunitate, minim 200 pentru POCU 4.1 și așa mai departe. Bun, activități. Principalele tipuri de activități pentru care puteam primi bani imediat, în domeniul educației, consiliere a elevilor, mai ales că dumneavoastră vă pricepeți foarte bine, și a părinților, acțiuni de prevenire a abandonului școlar, acțiuni pentru îmbunătățirea condițiilor de învățământ, etc. În domeniul sănătății, program de prevenție, intervenție, deci era vorba și de tratamentele alea injectabile și toate cele, în domeniul sănătății, programe de informare, etc. Că, fiindcă noi n-am mințit în campanie, practic chiar doream să accesăm aceste fonduri. Da? Nu s-a putut. În domeniul ocupării, programe de informare, consiliere, cursuri de formare profesională, programe de ucenicie, mediere profesională și sprijinirea grupului țintă pentru a se angaja, etc. În domeniul antreprenoriatului, cursuri de antreprenoriat, asistență, mentorat, sprijin pentru femei cu, în vederea concilierii vieții de familie, bla bla bla, bla bla bla, mă scuzați că probabil plictisesc deja telespectatorii. Și era și în domeniul locuirii, renovare, foarte important, consolidare, reparare locuință ale grupului țintă, deci cei aflați în sărăcie, asigurarea utilităților, că mulți nu au bani să tragă canalizare, să se racordeze la gaze, etc., etc. Deci 2.200.000 de euro puteau veni exact pentru locul ăsta. Și nu, în ultimul rând, domeniul juridic,
să-mi spuneți dumneavoastră dacă era necesar sau nu, că ne confruntăm, după părerea mea, acordarea asistenței persoanelor fără acte, da? De locuire, identitate, etc., pentru a-și rezolva problemele de natură juridică. Cred că sunt și probleme de natură juridică la persoanele din Giurgiu. Fiecare persoană din grupul țintă va beneficia de minim două măsuri aferente activităților descrise mai sus. Nu mai vreau să citesc condițiile obligatorii, că sunt simple, în fine. La 1-a, 8-a, să termină și această finanțare. Vedeți ce înseamnă lipsa de informare și de, cum se spune, de acțiune? Da? Poate nu mai pleacă prin concediu domnul primar și îi pune la treabă pe cei desemnați să facă așa ceva. Eu le acord tot sprijinul meu și nu sunt fariseu, aș vrea să fac bine comunității, fiindcă mi-e rușine de ei pe stradă, fiindcă văd cetățenii că nu se întâmplă mai nimic, hai să zicem că este vară, dar mi-e rușine. Câteodată mă rog să nu mă întrebe ce faceți acolo la primărie, ce? Noroc că sunt în opoziție, că mi-ar fi și mai mare, mi-ar fi fost și mai mare rușine dacă eram la putere și chiar nu acționam. Presupun că până acum am dăteam și demisii. În fine, da. Am amintit de învățământ acolo și am omis eu să îi transmit felicitări de aici, de la TV Giurgiu, unui elev de la Colegiul Național Ion Maiorescu. Și eu, care a obținut nota 10. Felicitări lui, profesorilor și meditatorilor. Și părinților. Și părinților. Nu mai încă discuții. Jos pălăria. Călin, care a obținut nota media 10 la examenul de bacalaureat. Mă rog, prin presă am citit iarăși o chestiune care mi s-a părut puțin, nu știu cum să numesc, că au obținut un 10 curatoare. Cum arăta un 10 murdar? Nu m-am întrebat. Da, nu. Murdar, curat. Curat murdar. Da, curat murdar. Brav. O altă chestiune ce am citit în presă în ultima vreme, vrei să continui cu... Nu. Spuneți, vă urmăresc, chiar dacă nu par. Tot într-un ziar local, da, se spune că în campania electorală care va urma pentru alegerile parlamentare se va derula un adevărat război fratricid între liberale, între PNL și ALDE. Deci un război fratricid. În același timp, domnul Liviu Dragnea a reiterat chestiunea că ALDE este aliatul... Merg împreună, da. PSD. Merg împreună. Da. Știți că lucrurile cred că se simplifică. Domnul Velicu, vom vedea cum vom trece podul când vom ajunge la el. Eu zic că e prea devreme să ne exprimăm, mai ales politic. Când, bună oară, se poate întâmpla orice mâine, nu peste o lună sau peste două luni. Cred că lumea deja e scârbită de atâta politică. Vom aștepta. Mai lăsați electoratul să respire pe cuvântul meu de onoare. Aș dori să mai discutăm politică o lună de zile, să vedem, se poate? Uite, vezi că din politică nu... Chiar dacă nu ne interesează ajunge, pe noi, pe politică ne interesează se noi. Se poate ajunge și în funcții extrem de importante. Da. Nu intri într-un partid și pleci din partidul respectiv cu 20-30 de inși după tine și obții, nu la alt partid, la partidul care se află la putere, să zicem, în oraș, nu? Da, asta e pericolul și practic care a măcinat numai puțin, și da, ajungi într-o funcție de conducere. Tu care până atunci, să zicem, ai fost un vașnic liberal, să zicem. E clar despre cine este vorba, nu? Da. Domnul Alin Guțu de la PNL, da. Da. A plecat împreună cu 30-40 de tineri după el de la PNL și imediat PSD-ul l-a recompensat. Da, da, a recompensat cu o funcție de director. Am înțeles, da. E cazul să privim totuși lucrurile, chiar dacă nu par și nu sunt la fel, ca un transfer de jucători de fotbal. De la Steaua la Dinamo. Bineînțeles. De fapt și de drept contează întotdeauna antrenorul și președintele clubului acelui de fotbal. Dacă a făcut o greșeală sau nu, și-o asumă acel patron, președinte, antrenor. Înțelegeți? Că colectivul poate să repudieze pe acel jucător, în speța acea persoană. Poate greși, poate nu. Timpul tot la fel le va rezolva pe toate, nu? Le va rezolva pe toate, dar în același timp mii de primari din România, da, nu au fost aleși pe listele unui partid, au trecut la alt partid, da, la alt partid. Bineînțeles, da. Și s-a dat și acea ordonanță atunci, celebră, da, în sprijinul lor. Ce să-i faci? Și culmea este de ce? Toți fiică atunci când motivează... Da, lumea, populația, nu prea are educație civică, nu știe practic să se opună pentru o petiție, prin orice are la îndemână.
acestor ordonanțe care vin peste noapte și care macină viitorul politic economic al României. Și de-aia apar ulterior și decizii de vânzare a resurselor naturale, decizii de împrumuturi stand-by și așa mai departe. Politici monetare, nu vreau să intru, că i-aș dezamăgi foarte mult pe giurgiuveni și pe mai toată lumea. Vreau să avem o stare optimistă, nu un pesimist realist. Da, uite, o chestie optimistă, cit într-un ziar local, Parcul Exploflora din municipiu se află într-un amplu proces de înfrumusețare și amenajare. Nu, cine aude această știre crede că este vorba despre un parc imens, nu este vorba despre o amplă, amplu proces de înfrumusețare și amenajare. Da. Nu? Adică avem puțin o atitudine așa de Don Quixote. Da, e bun și e bine și că avem această atitudine. Poate totuși facem o capodoperă, ne și premiază pentru așa ceva, pentru un chici imens care se dovedește a fi nu amplă, ci minusculă. În fin. Da, este vorba despre parcul din, de la turn, de acolo, din centru. Am văzut și eu adiacent, practic, pe vis-a-vis. Mie îmi plac. Să știți, am văzut că niște arbuști ornamentați din aceea în spirală și astea, chiar jos pălărie. Eu la mine un otopen unde mai am o locuință de serviciu și astea, să veniți vreodată și invit fiecare giurgiuvean să intre în otopen, nu pe șoseaua principală, să intre în spatele oricărui bloc, să vadă practic peisaj urbanistic adecvat, toate pajiștele pe acolo, sau cum să le spun eu, amenajările înierbate, par a fi terenuri de golf. Nu există grupuri de 4-5 blocuri care să nu aibă un iaz și o fântânică arteziană și tot. Fiecare are parcare. Deci se poate, dar pe de altă parte trebuie să și aduc în discuție că aproape 20 de ani orașul Otopeni a fost cel mai bogat oraș din țară și și-a permis. Adică una e să ai buget pe măsură și una e să ai un buget subfinanțat, cum este cazul Giurgiului. Dar există și în contramăsură proiecte. Și aici putem incrimina și pe domnul Iliescu și pe domnul Barbu și cine mai o să vină. Că asta e, cum să spun eu, atributul nostru de a critica, de a face lucrurile să meargă mai bine și de a prioritiza anumite probleme care unele stagnează în oraș la noi din 2002, dacă vă vine să credeți. Iar oamenii nu sunt, cum să spun eu, informați nici măcar de studii de prefezabilitate, fezabilitate și postfezabilitate. Ei nu cunosc termenele. Să le spună oamenilor, domnilor, canalizarea pluvială se va face la anul în martie, începând de pe 15. Că oamenii ăsta ar liniști. Mă refer aici la zona Ramadan, în scopul căruia am susținut și o cerere scrisă domnului primar și sper să-l fac să înțeleagă că trebuie prioritizată rezolvarea acelei probleme, ca și cea a trotuarului după 1 decembrie, zona Rudari, unde este un pericol pentru minori nesupravegheați, fără un trotuar adecvat s-au întâmplat și accidente în zonă, nu vreau să mi-aduc aminte. Am mai făcut o cerere în sensul ăsta pentru un semafor la adiacent liceului colegiului Ion Maiorescu și dincolo, o să mai adaug, în zona blocurilor MOVE, traversare Raiffeisen, tot spre piață, fiindcă acolo este un vad foarte mare. Trec pietoni non-stop și se creează anumite blocaje în trafic. Nu știu dacă ați observat. Da, da, dar și la Liceul Cartojan există o trecere de pietoni vag semnalizată. Foarte puțin dintre șoferi își dau seama că este vorba despre o trecere de pietoni, mai ales că este în curbă. Da. Și acolo cred că este un pericol. Da, eu o să sesizez lucrul ăsta, dar practic și cetățenii din zona ar trebui să facă imediat sesizări la Poliția Circulației Giurgiu, ca și poliția în sensul ăsta să facă demersurile necesare. Da, am auzit că totuși săracii polițiști fac demersuri, dar tot așa se trăgănează lucrurile foarte greu la primărie. Dar nu știu care e adevăr. N-aș vrea să incriminez pe nimeni. O să mă documentez și o să vă spun într-o emisiune ulterioară sau bem o cafea și vă spun atunci cum preferați. Adrian Angelescu, de unde până unde pilot de avion? Totuși e o profesie așa pentru mulți exotică, nu? Ceva deosebit și din comun. A fost la un moment dat exotică și uitați, a mai devenit exotică pentru zonele fără educație, fără informare, că practic oricine astăzi poate deveni pilot dacă întrunește anumite calități și aptitudini medicale, fizice și intelectuale, bineînțeles, dar
lucrurile s-au mai perfectat. Nu mai este ca pe vremea mea să dea examen la matematică, fizică, română, geografie, dicție, probă sportivă, probă medicală și așa mai departe. Acum, practic, se dă numai la matematică, fizică și proba medicală aferentă. Din păcate, nu mai este susținută de către nu mai este susținut acest program de cum să spun eu, de învățare a tinerilor de a deveni piloți de către Ministerul Transporturilor, fiindcă au apărut școlile private de pilotaj. Și atunci a devenit foarte greu să mai finanțeze Ministerul Transporturilor ceva pentru care există deja cerere. Săraci copii, săraci chiar de plâng că vor să devină pilot și nu mai reușesc din cauza celor care, unii sunt săraci, dar se împrumută modular plătind aceste cursuri. Modular înseamnă din suma de 60.000 de euro, aproximativ între 60.000 și 80.000 pentru a deveni pilot acum. Se plătește la început 20.000, ulterior 20.000. Dar practic când ai parcurs două etape, găsești sponsorul aferent, recte, o companie aviatică, care îți plătește restul modular de 40.000, 30.000, te angajează imediat, urmând a-ți opri din salariu până la stingerea datoriei către operatorul aerian care te-a angajat. Cursurile acordate de către stat gratuit, din câte țin eu aminte, au luat sfârșit acum vreo 4 ani de zile. Sper să le reia, mai ales pentru elevii meritorii care își doresc acest lucru. Da. E o întreagă discuție. Îi îndemn pe tineri să aleagă orice domeniu unde au o formă de geniu. Nu contează. Să se facă tâmplar. Dacă el are geniu pentru acea meserie, să se facă medic, să se facă profesor, să se facă bibliotecar. Fiindcă e starea aia de mulțumire pe care ți-o dă. Nu neapărat eu m-am făcut pilot doar de a călători și de a-mi plăti facturile. Asta simțeam eu în sângele meu. Torul ăsta de aventură. S-a mai stompat el cu timpul. Și am găsit alte hobby-uri care să mi le suplinesc. În fin. Dumneavoastră nu vedeți așa lucruri. Cred că ai ajuns în foarte multe capitale, nu? Da, dar în foarte multe capitale ajung pentru 45 de minute, 50 de minute. Da, păi numai atât. În unele doar pe timpul nopții. Da. Dar în tinerețe mi-am petrecut mult timp cu ghilimelele de rigoare și ca mercenar. Mercenar era o metaforă. Practic, contracte pentru operatori străini. În Asia, în Africa, în Europa, perioade scurte, de o lună, două, trei luni, cu repetiție 45 de zile acasă, ca și marinarii, de altfel, ca și soldați. Am fost și în zone de război. În fin, mi-a plăcut. Ai zburat și în zone de război? Da, da, da. Au fost și momente așa mai delicate în cariera Au ta? Au fost, bineînțeles, dar n-aș vrea să le povestesc pe post. Da. Decât, da, da. Că i-aș face pe acei tineri care jinduiesc sau pe părinții acelor tineri ori să nu-i mai lasă să devină, ori să aibă anumite temeri. Nu. V-am zis, urmați-vă geniu în orice domeniu. Da, dar la psihologic, așa este motivată această chestiune, da? Oamenii consideră că este mult mai periculos să circu cu un avion decât cu un autoturism. Dom'le, autoturismul pe pământ și așa mai departe. Nu, e viceversa. Deși pericolul este invers. Nu, este un pericol da. Mult mai mare atunci când da. Consider când adică, uitați, circul cu un autoturism. Da. Chiar, uitați, într-un autoturism, practic, câte sisteme de direcție aveți? Unul singur, da? Dacă se blochează sau se depreciază acel sistem, practic se diminuează foarte mult șansele. Pe când la aeronavă ai cel puțin 2-3 sisteme de preluare. Și suntem 2, Doamne ferește, care putem să luăm atitudinea corectă de îndreptarea situației. Deci și principial este mult mai sigur un avion decât o mașină. Nu mai spun că ai minim 2 motoare, sunt niște cerințe minime pe care telespectatorii s-ar plictisi să le audă. În fin. Păi nu, nu, de pentru autorizarea propriu-zisă. Discuțiile despre aviație, da. Despre avioane sunt extrem de, da. De interesante. Da, a devenit o banalitate. N-ar mai trebui să vorbiți despre acest lucru ca fiind foarte interesant. Da. Nu mai sunt nici pasagerii de pe timpuri, nu mai sunt nici piloții de pe timpuri.
Practic, în ce sens? Nu mai sunt pasagerii de pe timp? Vorbesc de nivelul de educație. Cred că dacă plătesc un anumit lucru care este stipulat clar în anumite clauze contractuale și ale serviciilor prestate, li se cuvine totul. Sunt ca, cum să mă exprim eu, ca acei cetățeni care se duc la Bila sau la Kaufland și parchează direct pe zona de desemnată persoanelor cu handicap sau în zona direct adiacentă intrării în magazinul respectiv, încălcând toate regulile de bun simț. La fel, bună oară, o groază de pasageri se manifestă tot în acest sens. Acolo nu mai există acel respect reciproc. Înțelegeți? Da. Presupun că nici la dumneavoastră, în liceu. Nu, în liceu totul nu? Este s-a extraordinar. S-a depreciat. Cam ceea ce... Da? Și da, atunci da. Și la mine merge. Da. Sunt eu malițios iarăși. Mă scuzați. Da. Oameni politici, oameni de cultură, personalități, așa, au existat, nu, care au intrat acolo în cabină. Da, și am avut privilegiul de a-i chema când se putea. Să nu mă înțelegă lumea greșit, în cockpit, deci în cabina de pilotaj, și chiar am discutat minute bune, fiindcă pot să deleg partenerul, în speță copilotul meu, să preia toate funcțiile și să intervin doar în situații de urgență, și chiar am mai ieșit și eu la dânsii, mi-am pus cum să spun eu, am pus anumite întrebări mai cum să spun eu, mai delicate, mai delicate și mai într-un mod mult mai direct, fiind într-un spațiu restrâns și acolo unde autoritatea practic mi se venea aproape îndeplinitate, îmi permiteam acest lux. Da. Da? Dar de multe ori să știți că n-am primit răspunsuri decât evazive, nu datorită faptului că n-ar fi dorit acele persoane să mi le spună, ci mi-am dat seama că multe personalități pe care nu vreau să le spun numele sunt foarte limitate. Și am observat ulterior că și în eșaloanele imediat inferioare sunt de o mediocritate crasă. Și atunci mi-am explicat practic și blocajul României, fiindcă mediocritatea a ajuns în multe posturi decizionale, blocând practic activitatea unor întregi sectoare de activitate. Și de aia nu avem reacție imediat aproape niciun domeniu. Fiindcă totul este un blocaj. Da, probabil că și noi avem impresia, nu, dacă îi vedem de pildă pe parlamentari acolo în Parlament sau pe miniștri la... Nu, să știți că dacă îi vedem îmbrăcați la costum impecabil și așa mai departe, nu ne impune un anumit respect, avem o impresie deosebită despre nu ei, trebuie, dar, domne, pe cuvânt, și mai ales dacă îi vedeți la ceremonii, dacă îi vedeți peste tot. Până la urmă, și cultul ăsta al personalității este bun, fiindcă intimidează practic și pe contribuabili și pe alegători și pe toată lumea. Nu sunt cu nimic mai presus dacă nu dovedesc acest lucru. Practic aia este doar o fațadă. Dacă cetățenilor nu le merge mai bine de mâine, de poimâine, înseamnă că practic vorbele distinsului candidat nu valorează aproape nimic. Gândindu-se că faptele, dar lumea uită repede, Dumnezeu cu mila, să vedem ce se întâmplă pe viitor. Dar eu sunt deschis spre progres. Sunt în stare să ștergi și cu buretele și tot. Ca dacă să fim cu toții deschis și spre critică. Da. Deschis spre gândirea critică, am mai spus-o, și numai gândind, numai criticând se poate progresa în orice domeniu. Și cred că o să încep să-mi fac și autocritica pe cuvântul meu. Lucru critică, care nu prea s-a întâmplat până acum. N-am văzut așa ceva. Adriana Anghelescu, ai acasă un obiect așa deosebit la care ții foarte mult? Familia, dar nu e obiect. Un da. Obiect. Un obiect, pur și simplu. Da, am mai multe. Da. Dar nu sunt de valoare, sunt de valoare sentimentală. Pe asta m-ar interesa. Da. De pildă, nu? Că aici e chestiunea interesantă. Cu cât un obiect are în spate o poveste așa este. Mai complexă, da. Nu? Da. Cu atât devine mai da. Un obiect la care ții... Păi, de-aia are și o valoare... sentimentală sau altă, fiindcă îmi aduce aminte, inclusiv, dacă puteți să mă credeți, de mirosuri specifice zonei sau casei din care l-am luat sau mi-a fost dăruit acel obiect. Dar presupun că fiecare dintre noi are așa ceva. Ori prin tradiții, ori din familie, ori din locuri pe care l-a vizitat, ori din anumite locuri sfinte și așa mai departe. Depinde de fiecare.
De ce vroiați să mă întrebați? Da, e o chestiune interesantă asta, nu? Da, da. Pentru orice persoană, am înțeles. Obiectele de care este legată persoana respectivă. Da. Dar nu mi-ai dat un răspuns concret, așa, un obiect. Da, unul dintre ele este o cafetieră din Eritrea. Nu știu dacă v-am mai povestit vreodată despre ea. Practic este o cafetieră făcută dintr-un bidon de aluminiu. Pur și simplu, ea în dreptul orificiului de ieșire se folosesc niște câlți sau dintr-un sac de rafie, scoți un fir de rafie, îl faci un ghemotoc și îl bagi acolo, dar acea cafetieră, ceainic, cum vreți să o spuneți, obiect de fiert apa pentru a folosi la preparatul ceaiului sau al cafelei, conține practic și o cutie de conservă, un mâner legat cu sfoară și practic se prăjește cafeaua verde în el, dar în mijlocul casei. Iar înainte de asta, cum turnăm noi, nu știu dacă v-am povestit, vin sau băutură pentru morți, la ei se aruncă floricele de jur împrejur și vin copiii practic și mănâncă de pe covor sau după pământ, pur și simplu. Deci încep să vă povestesc amintirile de care mă leagă acele obiecte. M-ați înțeles? Da. Și faptul că acea femeie care m-a invitat era menajeră în hotelul în care locuiam în Eritrea și avea 6 copii, iar soțul îi murise pe front. Am fost cu soția, să nu mă condamne cineva, da? Și am mâncat acolo mâncare de roșii cu mâna. N-aveam tacâm. Iar acel ritual de care vă povesteam al cafelei a început imediat după ce le-am oferit un radio de $10 cumpărat de la Dubai, care a fost o mare fericire pentru ei. Și am asistat practic la acest ritual de împrăștiere a floricelor pentru sufletul mortului soțului acelei femei și pe urmă la ritual magnific al cafelei. Deci și acum îmi stăruie în nări mirosul cafelei prăjite în incinta camerei, în living-ul respectiv, râșnirea cafelei, cum? Cu o piuliță, cum batem noi usturoiul și facem mușdei, da? Pe urmă, fiertul apei, tot în mijlocul camerei, da? Băgat acea cafea într-un tifon, să mai scurgea, să mai rupea și practic scos până orificiul acela cu ghemotocul de rafie aferent. O cafea mai bună ca aia, nu cred că o să mai am prilejul să gust vreodată, dar v-am spus, a fost atât de bună din cauza întregii zile care s-a petrecut atunci împreună cu acea familie pe care am ajutat-o, bineînțeles, și bomboane pentru cei mici și cu toate cele. În fine. Da, Diana Angelescu, mai avem 7 minute, totuși am să-ți mai pun câteva întrebări. Puteți să-mi dai și un test, dacă vreți. Care crezi că e cel mai mare rău care se face în România? În România? Practic că nu se finanțează învățământ și medicină, practic, sănătate. Asta e cel mai mare rău imediat pe care îl văd cel mai mare datorită lucrurilor care se vor petrece în următorii 10-20 de ani la învățământ și cu acțiune imediată la medicină. Uitați-vă ce se întâmplă, doamne iartă-mă, și cu spitalul de Arș și cu scandalul Hexi Pharma și cu reactivii și cu tot. Deci totul e o minciună. De la polițistul, cum se spune, ăla comunal, cum îi zice, șeful de post, până la, nu vreau să spun cine, până la minister. Da. Bun. Dumneavoastră, cum vedeți? Sunt și minciuni care au o încărcătură morală, nu? Dar aici e vorba de cu totul. Da, eu nu vorbesc de relele care s-au petrecut deja, cele majore. Vânzarea de resurse naturale ale României, depărtarea lor, politicii de audit, împrumuturile aferente, lipsa de strategie, tot, practic. Dar cel mai mare rău care ți s-a făcut ție? Cel mai mare rău? Nu aș putea să definesc ca un cel mai mare rău sau un cel mai mic rău. Care ți s-a făcut ție? Nu. Ce? Pe dumneavoastră, dacă vă întreb care e cel mai mare rău, nu puteți să definiți. Mi s-au făcut și rele, mi s-au făcut și bune, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am trecut peste toate și nu le-am contabilizat ca fiind mai mari sau mai mici. Dumneavoastră? Știu că ai preocupări și preocupări religioase. Nu. În sensul că ai citit cu multă atenție, să zicem, literatură religioasă.
Pentru care dintre păcatele capitale așa o îngăduință mai mare? Să nu minți. Pentru asta am o anumită doză de îngăduință. Pentru? Dacă să nu minți. Am înțeles. Da? Fiindcă dacă spui o minciună și de fapt faci un mare bine cuiva, sunt îngăduitor. Dumneavoastră? Ba da, bineînțeles, mai ales că practicăm minciuna frecvent și în viața de zi cu zi, de foarte multe ori și chiar fără să ne dăm seama, la modul inconștient. Te întâlnești cu o persoană pe care n-ai fi vrut să o vezi, nu? Da. Te saluți cu persoana respectivă, vai ce mă bucur că te-am întâlnit. Și așa mai departe, dar ar fi culmea, nu? Să nu spunem minciuni în aceste situații. Iată cum minciuna, de fapt, poate contribui la coeziunea comunității, la coeziunea societății. Da. Și vorbeai mai înainte despre politețe, despre lipsa de politețe, nu? Lipsa despre de încălcarea regulilor de politețe. Reguli care sunt o rezultant a întregii omeniri. Da. Nu până la urmă. Reguli pe care trebuie să le respectăm. Să nu respecti regulile în artă, nu? În literatură, în pictură, chiar în știință uneori. Trebuie să încalci regulile pentru a fi creativ și așa mai departe. Dezvolți inovație, noi curente, da, nu putem vorbi. Dar nu în viața de zi cu zi totuși. Da. Și lipsa asta de politețe este vizibilă și pe străzile orașului, nu? Eu de ce v-am spus că prioritar este învățământul, nu? De aici pornesc toate relele. Bineînțeles și cu aportul familiei și cu aportul bisericii, fiindcă astea sunt în strânsă legătură. Unele fără celelalte nu duce la nimic durabil. Am dreptate sau? Ai dreptate, fiindcă... Să mă contraziceți dacă n-am dreptate, da, că... nu, ai să dreptate. Mă completați, vă rog eu frumos, nu ai vă asumați dreptate. Doar rolul de dar uite, o chestiune cu care realizator. Nu sunt de acord, ieșirea în strada slujbelor religioase. Da. Nu, mie mi se pare că aici e vorba despre ceva extrem de intim, nu? Când a intrat în spațiul la sacru, în spațiul bisericii, iar acum sunt instalate megafoane, sau nu știu cum să le spun, nu? Și au slujba din stradă. Da. Nu, în Giurgiu am întâlnit mai multe locuri, și la mai catedrală, locuri, și la biserica grecească. Am înțeles, puteți întâlni și locuri unde nu se manifestă în acest sens. Și atunci vă puteți reculege exact acolo unde doriți dumneavoastră. Poate acolo e făcut în lipsă de spațiu. Pe de altă parte, vă îndemn să vorbiți cu preotul de acolo sau cu starețul mănăstirii, dacă mergeți la mănăstire. Și probabil vi se vor da explicații care vă vor mulțumi sau nu. E libera dumneavoastră alegere, ca și în artă, ca și în filozofie, ca peste tot. Da? Noi, cum să spun eu, dumneavoastră vă place o operă literară sau o operă filozofică? Vă displace o altă? La fel și cu biserica. Depinde de administratorul acelei biserici și de instituția în sine. Nu vorbim aici de credință. E vorba doar de organizare, da, 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 atâta dar, tot. Da. Mă rog, eu știu că mulți dintre locuitorii care își au casele în zonă sau apartamentele în zonă nu prea sunt mulțumiți și n-au de ales. Ar trebui să vorbească, Doamne iartă-mă, cu preotul, ar trebui să vorbească cu episcopul, ar trebui să facă o petiție. Exact, sunt niște drepturi cetățenești, exact cum vorbeam anterior, de necesitatea unui indicator de circulație. Deci lucruri simple, care v-am mai spus sau nu, creează tipare și ajungem la complexitatea lucrurilor. Dar dacă noi nu luăm atitudine, lucrurile se dezvoltă și e ca un viciu care crește și nu mai poți să-l dezrădăcinezi. Trebuie în stare incipientă de deranj. Foarte rar la noi se ia atitudine, foarte rar există opinia publică. Dar tot din cauza educației sau, cum să spun eu, unii oameni s-au și resemnat, pe cuvântul meu. Dar nu fiindcă au încercat și s-au luptat exact cum bun ați vorbit de Don Quixote cu morile de vânt. Practic, n-au făcut nimic, au vorbit doar în casă, în familie. N-au încercat să aibă atitudine niciodată și nu sunt de condamnat, fiindcă le-a fost frică de pe timpul Ceaușescu și al securității. Ulterior s-a manifestat că a văzut că nu pot face nimic, cum spuneam eu, mediocritățile au ajuns în posturi decizionare, oameni de nimic au ajuns să facă averi colosale peste noapte, nu în generații, s-au dat toate criteriile lor de valori bunăoară peste cap și acum oamenii nu mai cred în nimic. Probabil nu o să mai credă nici în mine, nici în dumneavoastră, nici nu mai îndrăznesc să aspir. Iar dacă mie mi se va întâmpla ceva, Doamne ferește, o să vedeți că spune, ați văzut și cu ăsta și fără ăsta, dar eu încerc măcar să fiu ca o cometă. M-ați înțeles? Am mai spus eu, dom'le, măcar să fiu un bec, măcar să fiu acolo o lumânare, măcar să încerc să aprind lumina.
asta să mă mulțumească pe mine, să nu zică lumea care mă cunoaște, mă, ai vorbit numai la cafea, numai la bere, numai pe plajă, dar nu te-ai implicat niciodată. Am făcut și pasul ăsta spre implicare să văd ce iese. Dacă, cum să spun eu, lumea, atitudinea cetățenilor o să vină în sprijinul afirmațiilor mele, chiar îmi voi da satisfacție. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, voi renunța și eu, la fel ca mulți alții dinaintea mea. Adrian Anghelescu, eu sper să nu renunți. Sunt convins că nu o să renunți. Doamne ajută! Doamne ajută să fie așa. Îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai acceptat invitația. Emisiunea noastră este la final. Timpul alocat deja s-a scurs. Încă o dată îți mulțumesc. Ne revedem săptămâna viitoare la Iluzii, Prejudecăți, Perspective.